Și tot în Olt, pompierii detașamentului Caracal de această dată au intervenit în comuna Fălcoiu pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească. Pompierii spun că totul a pornit de la un foc lăsat nesupravegheat. Se putea ajunge la un adevărat dezastru dacă pompierii nu ar fi intervenit rapid. Echipele de intervenție de la ISU Olt au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și au lichidat incendiul înainte ca acesta să cuprindă și locuința aflată în imediata apropiere. Au ars o anexă gospodărească și acoperișul acesteia pe circa 35 de metri pătrați și bunurile depozitate în interior, mobilier, textile și material lemnos. Cauza probabilă a incendiului este un foc deschis în spații deschise lăsat nesupravegheat.